Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, înmulțirea și împărțirea fracțiilor algebrice. Pentru început ne vom aminti câteva chestiuni teoretice și anume ce înseamnă înmulțirea fracțiilor algebrice. A înmulți două fracții algebrice E1 de x supra F1 de x cu E2 de x supra F2 de x înseamnă a înmulți numărătorii între ei și numitorii între ei, toate acestea având loc pentru acele valori reale x pentru care f1 de x este diferit de 0 și f2 de x este diferit de 0. Ce înseamnă împărțirea fracțiilor algebrice? A împărți fracția E1 de x supra F1 de x la E2 de x supra F2 de x înseamnă, de fapt, a înmulți prima fracție cu inversa celei de-a doua fracții. Iarăși, aceste operații au sens pentru acele valori reale x pentru care F1 de x este diferit de 0, F2 de x este diferit de 0 și E2 de x este diferit de 0. Vă propun în continuare rezolvarea următoarelor exerciții. Primul exercițiu, calculați 1 supra 2x plus 1 ori 4x pătrat plus 4x plus 1 supra x minus 3, unde x aparține lui R, mai puțin valorile minus 1 pe 2 și 3. De ce se exclud aceste valori? Pentru prima valoare se anulează primul numitor, pentru a doua se anulează x minus 3 și împărțirea la 0 știm că nu are sens. Copiem cele două fracții și observăm că 4x pătrat plus 4x plus 1 se mai poate scrie ca 2x totul la pătrat plus 2 ori 2x ori 1 și plus 1 la pătrat. Și este 2x plus 1 totul la pătrat. Și atunci vom copia prima fracție, în loc de 4x pătrat plus 4x plus 1 o să scriem 2x plus 1 totul la pătrat și supra x minus 3. Observăm în continuare că 2x plus 1 se simplifică cu pătratul și o să rămână un produs de două fracții, în care vom înmulți numărătorii. 1 înmulțit cu 2x plus 1 este egal cu 2x plus 1 și 1 ori x minus 3 va fi egal cu x minus 3. La al doilea exercițiu, trebuie să calculați x minus 2 la pătrat supra x pătrat minus 5x plus 6 înmulțit cu x pătrat minus 2x minus 3 supra x plus 1 la pătrat și împărțit la 2x minus 4 supra x plus 1. Au fost puse și aici condiții de existență pentru fracții, adică condiții ca numitorii să nu fie 0 și am obținut x aparține lui R mai puțin minus 1, 2 și 3. Înainte de a începe rezolvarea acestui exercițiu, vom descompune două din expresiile care apar, și anume pe x pătrat minus 5x plus 6, ca x pătrat minus 2x minus 3x plus 6. Din primii doi termeni îl dăm factor pe x, pe lângă x minus 2. Din următorii doi îl dăm factor pe minus 3, și obținem x minus 2. Deci 6 împărțit la minus 3 va fi egal cu minus 2. În continuare putem da factor x minus 2 și va fi înmulțit cu x minus 3. Și mai descompunem x pătrat minus 2x minus 3, pe care l-am putea scrie ca x pătrat minus 3x plus x minus 3. Din primii doi termeni putem să-l dăm factor pe x. Asta înseamnă că îl împart pe x pătrat la x și obțin x, minus 3x îl împart la x și obțin minus 3 și copiez următorii doi termeni. Dacă îl dau pe x minus 3 factor acum, voi obține x minus 3 înmulțit cu x plus 1.
În continuare, o să prelucrăm expresia noastră și înainte de a prelucra, o să ținem cont de faptul că primele două fracții se mulțesc și apoi trebuie să împărțim la a treia fracție. Adică ce vom face? Vom înmulți numărătorii primelor două fracții, x minus 2 la pătrat ori x pătrat minus 2x minus 3, supra, înmulțim și numitorii, x pătrat minus 5x plus 6 înmulțit cu x plus 1 la pătrat și dacă trebuie să împărțim la fracția a treia, înseamnă că de fapt înmulțim cu inversa acestei fracții. Înmulțim cu x plus 1 supra 2x minus 4. Din 2x minus 4 putem să-l dăm factor pe 2 și obținem 2 înmulțit cu x minus 2. Acum o să mulțim cele două fracții, adică x minus 2 la pătrat înmulțit cu x pătrat minus 2x minus 3 s-a descompus în x minus 3 ori x plus 1. Înmulțesc în continuare cu ultima fracție, deci de fapt înmulțesc cu numărătorul ei și supra. Înmulțesc și numitorii celor două fracții. X pătrat minus 5x plus 6 s-a descompus în x minus 2 înmulțit cu x minus 3. Înmulțit cu x plus 1 la pătrat și înmulțit cu numitorul ultimei fracții, adică cu 2 ori x minus 2. Și acum vom face simplificările. X minus 2 se simplifică cu puterea de sus. X minus 2 care mi-a rămas la numărător se simplifică cu x minus 2 de la numitor. X plus 1 ori x plus 1 de la numărător va fi egal cu x plus 1 la pătrat, care se simplifică cu x plus 1 la pătrat de la numitor și x minus 3 de asemenea se simplifică. Și atunci rezultatul final va fi 1 pe 2. La exercițiul al treilea trebuie să calculați x pătrat plus 4x plus 3 supra x plus 1 la pătrat ori x minus 2 la pătrat ori x pătrat minus x minus 2 supra x plus 3 și împărțit la 3 supra x minus 3 la pătrat minus 1. Pentru x aparține lui ieri mai puțin minus 3 minus 1 și 2. Pentru început vom prelucra câteva din expresiile care apar aici și anume x pătrat plus 4x plus 3 poate fi descompus în x pătrat plus x plus 3x plus 3. Din primii doi termeni se poate da factor x pe lângă x plus 1 plus 3 înmulțit cu x plus 1. Îl dau factor pe x plus 1 și va fi x plus 1 ori x plus 3. De asemenea, o să-l mai prelucrăm pe x pătrat minus x minus 2, pe care o să-l scriem ca x pătrat minus 2x plus x minus 2. Din primii doi termeni îl dăm factor pe x și obținem x înmulțit cu x minus 2 și plus x minus 2. Dacă îl dăm factor pe x minus 2, obținem x minus 2 ori x plus 1. Și ne mai propunem să descompunem x minus 3 la pătrat minus 1, pe 1 o să-l scriem ca 1 la pătrat. O să folosim formula pentru a pătrat minus b pătrat, care este a minus b pe lângă a plus b. Și obținem x minus 3 minus 1 înmulțit cu x minus 3 plus 1, adică x minus 4 înmulțit cu x minus 2. După ce am făcut aceste pregătiri, o să obținem x plus 1 înmulțit cu x plus 3 supra x plus 1 la pătrat înmulțit cu x minus 2 la pătrat. Această fracție trebuie înmulțită cu următoarea
Și pentru a mulți două fracții știm că înmulțim numărătorii între ei și numitorii între ei și atunci la numărător o să mai adăugăm x minus 2 ori x plus 1, cât era descompunerea lui x pătrat minus x minus 2 și la numitor adăugăm x plus 3. Și o să scriem aici împărțit la 3 supra, am descompus și numitorul, era x minus 4 ori x minus 2. Este egal în continuare cu x plus 1 se simplifică cu pătratul de jos, x plus 1 care a rămas se simplifică cu x plus 1 de la numărător, x plus 3 se simplifică cu x plus 3 și x minus 2 cu pătratul. Și atunci vom obține 1 supra x minus 2 împărțit la o fracție înseamnă înmulțit cu inversa acestei fracții. Înmulțit cu x minus 4 ori x minus 2 supra 3. Când înmulțim cele două fracții, înmulțim numărătorii între ei, adică 1 înmulțit cu x minus 4 ori x minus 2, care va fi egal cu x minus 4 ori x minus 2, supra, și la numitor vom înmulți 3 cu x minus 2. X minus 2 se simplifică și rezultatul final este x minus 4 supra 3. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. Calculați 2x supra x la a treia, înmulțit cu x plus 1 la pătrat minus 1 supra 4, împărțit la x plus 2 supra x plus 1 și înmulțit cu 1 supra x plus 1. Pentru x aparține lui ier mai puțin minus 2, minus 1 și 0. Și al doilea exercițiu pe care vi-l propun este x supra x pătrat minus 5x plus 6 împărțit la x pătrat supra x minus 2 la pătrat și împărțit la x plus 1 supra x minus 3, unde x aparține lui ier mai puțin minus 1, 0, 2 și 3. Atât pentru azi, la bună vedere!